Breaking news la Antena 3, doamnelor și domnilor, sunt imagini în direct din fața sediului DNA, înțeleg. Mălin Bot este unul dintre protestatarii despre care știți foarte bine, l-ați văzut în relație cu Dragnea, când Dragnea a fost la judecată. E dreptul meu! E dreptul meu să-mi exercit profesia! E dreptul meu să-mi exercit profesia! E dreptul meu să-mi exercit profesia! Nu, 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 prezența dumneavoastră eu sunt jurnalist. Este agreată. Am legitimație de presă. Dumneavoastră îmi interziceți mie să practic profesia. Și dumneavoastră aveți dreptul să fiți sincer. Este foarte grav ce faceți. Ați venit cu rezistă dumneavoastră cu patru alea. Să se vadă ce pățește un ziarist liber din cauza unui infractor. Uitați-vă ce face jandarmeria. Unui ziarist liber din cauza unui infractor. Îmi interzic să-mi exercit profesia, este inadmisibil. Au rupt hainele de pe mine. După ce ieri mi-a fost spart telefonul și n-au luat nicio măsură. De ce ești rupt haina? Prezența dânsului acolo e ruptă haina. Dânsul este agreat de oameni. Este vorba despre dreptul tuturor de a fi în siguranță. Deci prezența lui nu este agreat acolo. Domnule, nu decideți voi jandarmeria cine e jurnalist în România, înțelegeți? Nu aveți dreptul să decide cine este jurnalist. Nu am venit cu niciun inț, este o minciună. Este o minciună ordinară. Am venit singur de la mașină și la colț m-ați blocat. E dreptul meu să-mi exercit profesia. Ați venit împreună cu trei, știți foarte bine. Domnul Vot. Nu mai mințiți că... Este dreptul meu să-mi exercit profesia. De acord cu nu hotărâți dumneavoastră. Nu hotărâm. Cât timp nu am făcut nimic. Am venit numai să fiu unde sunt restul ziariștilor ca să filmez. V-am explicat. Dumneavoastră nu aveți dreptul să mă întrerupeți. Dumneavoastră v-am explicat. Haina de pe mine. Mi-ați rupt hainele de pe mine. Dacă nu ascult, mi-ați îngrădit dreptul de a face profesie. Nu este un dialog. Nu este un dialog. Luni, luni mă duc la parchetul militar. Este un abuz ce faceți dumneavoastră. Este dreptul dumneavoastră. Este un abuz. Dar și obligația. Am dreptul constituțional să-mi exercit profesia. Și dumneata nu poți să mă împiedici. Nu ești autoritatea care autorizează ziariștii. Aveți scrie presă dreptul pe legitimație, aveți, n-ai dreptul să mă îndreptățești, da? Aveți să vă exercitați dreptul. Nu. Ba da, la un protest. Nu. Aveți și obligația în Constituție, unde sunt ceilalți jurnaliști aveți și mă limbați. Și nu hotărăște asta jandarmeria. Nu hotărăște asta infractorul Dragnea care vă dă ordine. Și nici secretarul Carmen Dan. Dumneata n-ai dreptul să-mi interzici mie să-mi fac profesia, ai înțeles? Ați înțeles? Avem dreptul să jandarmeria nu poate să interzică unui ziarist să-și facă profesia. Când este, când sunteți în siguranță și dâns și nu, eram în perfectă siguranță. Nu sunteți, dacă mergeți eram, acolo, nu creează o stare nu. De pericol. Eu, asta este aici trebuia să noi stabilim siguranța, nu dumneavoastră. Nu, dumneavoastră. Dumneavoastră vă împiedicați pe mine să-mi exercit profesia, asta faceți. Chiar și pentru nu este corect ce faceți. Nu, nu, o faceți pentru că secretarea infractorului Dragnea v-a dat acest ordin. Să-l blocați pe Mălin Bot să-și exercite profesia. De asta o faceți. Toți și ar trebui să vă fie rușine pentru că voi comiteți un abuz. Rețineți ce vă spun. Veți merge la parchetul militar. Ascultați-vă ce vă spun. Care ați venit aici? Ascultați-mă ce vă spun. Prietenii dumneavoastră. Eu am venit singur. Nu ați venit cu trei domn. Nu am venit ba cu da, niciun. Mergeți cu mine și chiar mințiți, mințiți cu nerușinare. Am venit singur, mașina mea e parcată acolo. Paznicul de la BGS poate să confirme că am venit singur în mașină. Ați venit cu trei. Acolo e clădirea de birouri. Mințiți! E clădirea de birouri. Acolo paznicul de la BGS m-a văzut când am venit cu sanderul meu singur. Am venit la Colț, jandarmeria a încercat să-mi interzică să fiu aici unde sunt restul jurnaliștilor. De ce? Pentru că au ordin de la Carmen Dan să nu mă lasă să-mi exercit profesia. Vă rog frumos. Și eu pentru profesia mea mor cu voi de gât, ați înțeles, mă? Dacă pentru profesia mea mor cu voi de gât. Deci vă rugăm. Să rezigniți, da. Dacă treceți la jigniți și la amenințări, nu. O să vă măsurile legale împotriva dumneavoastră. Nu aveți dreptul să-mi interzice să-mi exercit profesia. Vă rog frumos, vă rog frumos. Nu ai dreptul să-mi interzice să-mi exercit profesia, da? Mălin Bot, jurnalist, a încercat să se apropie, spune el, ca jurnalist de protestatarii care cer demisia lui Kövesi. Mă rog, și oricum, care sunt revoltați împotriva practicilor DNA și împotriva celor din DNA care aplică niște metode gen portocală și a fost îndepărtat de acolo de jandarmi. Profit de faptul că este aici un om care a protestat împotriva puterii de-a lungul timpului. Ce se întâmplă, domnule, ce se întâmplă, Florian? Pot să zic așa, da? Florian, ce se întâmplă, voi de la BNS trebuie să știți asta, când protestatarii cer jandarmeriei sau jandarmii pur și simplu au inițiativa de a scoate pe cineva dintr-o mulțime de oameni. E legal sau este ilegal ce au făcut jandarmii în seara asta?
din punctul nostru de vedere, sau din punctul meu de vedere, este foarte legal, pentru că jandarmii au responsabilitatea să protejeze protestatarii. Evident, nu știu dacă e cazul unui protest legal sau ilegal, adică dacă au autorizație sau nu au autorizație, dar chiar și așa, jandarmii sunt obligați să respecte protestatarii, în sensul în care există un factor perturbator sau a fost identificat un factor perturbator sau care e în risc sau generează riscuri cu privire la mulțimea în cauză, trebuie izolat de mulțime. Și atunci, ceea ce au făcut jandarmii în acest moment, au izolat un potențial factor perturbator pentru a nu degenera situația. Din punctul meu de vedere, au respectat legea fără dar și poate. Da, da, și eu sunt acum avocatul diavolului și vin și spun așa, dacă eu, jurnalist Antena 3, da, nu discut despre Mălin Bot, că aș vorbi, cum să zic, mă rog, ca om, nu ca jurnalist, și nu le fac praf aici. Deci îl fac praf dacă mă refer la el. Nu ăsta e subiectul. Subiectul este următorul. Dacă eu ca jurnalist, care reprezint, nu știu, pe cineva care este împotriva sensului unei manifestații, da? Împotriva sensului unei manifestații. Vine jandarmeria și mă ia de acolo? Eu nu cred că e despre profesie sau despre faptul sau despre a fi contra sau împotriva unei manifestații. Este despre faptul că un anume individ, fie el Mălin Bot, ar putea agita spiritele. Iată ce fac manifestanții, ce strigă ei. Ok. Ok, ok. Ambianță și apoi cu mine. Corina Matlinski este în fața sediului DNA. Să vedem ce spune. Corina, bună seara! Ce i-a mânat pe oameni la ușa DNA-ului? Dacă poți vorbi cu ei, ar fi foarte bine. Bună seara, bună seara, bună seara tuturor! Așa este, sunt câteva zeci de persoane aici în fața DNA care protestează și cer demisia Laurei Codruța Chiove și chiar vom vorbi în aceste momente cu unul dintre protestatari. Bună seara! De ce ați venit astăzi aici? Sunteți în direct! Păi nu numai aici, de mai mult timp noi atragem atenția că de fapt se mimează această anticorupție, că nu se face o luptă anticorupție autentică. Din moment ce țara e prăduită în continuare, eu pe Codruța nu o vreau revocată, eu o vreau arestată pe doamna K, pentru complicitate la marea prăduire a țării. Că aveți și un mesaj aici, foaie verde de trifoi. Că nu pui pus pasnii la oia, adică să-i păzească pe aia care ne prăduiesc, nu ca să îi bage la... Dai, bine, las. Nu să-i bage la arest, să-i condamne, să-i... Nu, ei păzesc pe aia. Păi ce să vă dau exemplu cu petrolul, cu... Cum ați descrie-o pe Laura Codruța Chioveși în câteva cuvinte? Cum ați descrie-o? Păi cu 641 la lucrarea de diplomă de asta de licență și cu preferinții din astea pentru simbolul înțelepciunii, adică despre cucuvea, așa să spune că simbolul înțelepciunii. Ea probabil vrea să identifice cu cucuveaua, de aia avea preferințe. E departe de așa. Nici nu merită să mă obosesc să-i fac o caracterizare, deși sunt psiholog de profesie. V-ați dori ca domnul ministru Tudorel Toader să propună revocarea Laurei Codruța Chiovești? Păi am făcut protestul domnul Tudorel și acum vreo 2-3 zile în față. Și m-am legat de ce a spus Codrin Ștefănescu, Tudorele, fă ceva, vreau DNA fără strențe, fără cucuvea.